Bună seara, bine v-am găsit, Ionuț Paraschiv, vă invit la o nouă emisiune, Sport Maxim. Puțin bulversat așa după ce s-au reașezat grila TV. Pe noi ne găsiți la poziția 205, suntem acolo în partea cu digital. Dacă reușiți să ne găsiți, dacă nu, puteți să ne urmăriți live pe Facebook-ul de la TV Buzău. Invitat în această seară, nu știu dacă este cel mai fericit din seria noastră, dar sigur este cel mai mulțumit, Vali San, că despre el este vorba, antrenorul celor de la Metalul. Vali, mulțumim frumos pentru prezență aici. Bună seara, mulțumim nostru. Și pentru invitație. Așadar, s-a încheiat turul, n-aveți timp să vă trageți prea mult sufletul, pentru că în continuare începeți în forță și nu oricum, începeți la Focșani, chiar sâmbătă. După aceea, tot o deplasare, a treia consecutivă, la Dinamo Bacău, apoi acasă cu Aerostat Bacău, iar în deplasare și apoi meciul cu formația din Râmnicu Sărat, singura care, până la urmă, v-a încurcat așa un pic, n-ați reușit să luați cele trei puncte de acolo. Și cred că undeva, pe 3 decembrie, după meciul din deplasare de la Brăila, putem ști dacă Metalul stă fără griji în fotoliu de lider și își pregătește lotul pentru play-off și, de ce nu, către semifinalele spre Liga a doua. Da, va urma practic returul începând cu această săptămână, un prim meci la cei de la Focșani, apoi, așa cum ai amintit, sau ai reamintit exact, avem tot o deplasare la Dinamo Bacău, urmează un meci acasă cu Aerostar Bacău, iar un meci greu, apoi o deplasare la Braniște, o echipă pe care eu am apreciat-o încă dinainte să înceapă campionatul, fiindcă am jucat cu cei de la Braniște și mi-a plăcut foarte mult și chiar am spus acest lucru, că va fi una din echipele care, dacă nu vor avea probleme de lot, va intra în play-off. Și apoi încă un meci greu cu cei de la Râmnicu Sărat. Cam acestea sunt primele meciuri din retur pe care le vom juca, care par și sunt de altfel dificile și trebuie să le tratăm, știu eu, cu maturitate exemplară și să ieșim cu cât mai multe puncte din acest, știu eu, buchet de meciuri pe care le avem. Vale, fiindcă tot avem aici imagini de la meciul cu Focșaniu în prima etapă. Puțin mai încolo vom auzi și noi și telespectatorii ce ai declarat după această victorie prima în campionat în fața echipei vrâncene. Te așteptai ca Focșaniu să pornească așa de prost? Iată, în 9 partide, 3 înfrângeri și 2 egaluri. Sincer, nu mă așteptam să aibă un parcurs de maniera aceasta. Mă așteptam să fie sus, poate nu neapărat pe primul loc, dar mă așteptam să fie una dintre echipele puternice, așa cum a arătat-o și anul trecut. Din păcate, cred că și la ei s-au produs anumite schimbări în lotul echipei care nu au adus plusul contat. Și mă refer aici la jucători pe care, vrând să dea, știu, o anumită valoare prin simplu fapt că acei jucători au o valoare pe hârtie, deocamdată, sau au avut o valoare pe care nu mai au în momentul de față, și mă refer la jucătorul ăla și de la CSEA Steaua, Zaharia, în primul rând, apoi l-a luat pe Arnautu de la Liga a doua, Liga a întâi, nu știu de unde l-a luat, deci un jucător iar pe hârtie foarte bun, foarte valoros, un jucător de asemenea cu experiență și cu o valoare. Este și Ciprian Petre, care din păcate, dar e din fericire pentru noi. Din păcate pentru el nu poate să îi ajute atât cât a putut să o facă și pentru SCM Gloria Buzău. Cine mai era? Băjenaru, iar de la CSEA Steaua, jucători, așa cum am spus, statistic vorbind, foarte valoroși, dar care puși în teren nu au avut randamentul conform hârtiei. Și atunci, apărând jucători cu valoare mare din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere al combativității și al disciplinii tactice, mai ales defensive, lasă de dorit, cred că acestea sunt și cauzele
unui declin al celor de la Focșani, cred. Nu este treaba mea să analizez, dar întrebându-mă dacă mă așteptam, nu mă așteptam, mă așteptam la o, totuși cu toate alte rezultate. Este foarte bine ce s-a întâmplat și sper să și la acest meci să nu aibă un joc atât de bun. Totuși mă aștept la o altă atitudine din partea lor la meciul cu noi, fiindcă ei în momentul de față trebuie să-și facă calcule să urce cât mai repede și cât mai sus și trebuie aceste calcule să începe cu exact cu primul meci. Primul meci este cu noi. O victorie colaborat cu alte, rezultate, poate iar mai apropia sau poate chiar ar urca un loc în clasament și trebuie să, să calculeze de la etapă la etapă, numai la victorie. Tocmai de aceea, cred că combativitatea lor și dorința lor de victorie va fi alta. De aici, cred că se va dezvolta și un joc mai bun al celor de la Focșani. De asemenea, cred că orice echipă care și noi când eram anul trecut pe locul 3-4, când jucam cu primul loc, am fi vrut să câștigăm mai mult decât oricând, dar și tocmai de aceea cred că acest meci va fi greu pentru noi, dar și pentru ei, în mod sigur. Păi, ar fi cam ultima șansă să reintre în cărți. Pentru tocmai că de aceea, când ai ultima șansă, trebuie să dai totul. Dacă acești jucători ca și oameni, sunt niște oameni cu, cu o educație, cu un bun simț și cu, o recunoștință față de ceea ce se întâmplă la Focșani, în sensul că se dau salarii bune pentru Liga a treia, ar trebui să facă orice este posibil, omenesc, din punct de vedere fizic, să se depășească, să se ajute, să se regrupeze și să încerce o victorie care, lăsând deoparte cele 3 puncte, cred că este și o victorie de morală împotriva echipei aflate pe primul loc. Metalul, locul întâi, 8 victorii, un singur meci egal, acela în deplasarea de la Râmnicu Sărat. Vom avea ceva imagini și de acolo, de la meciul din etapa a 5-a. 11 puncte între voi și formația din Focșani. 25 contra a 14 reușite de echipa vrânceană. Te-ai fi așteptat la o diferență așa de mare? Nu. Așa cum am spus, când mă așteptam la nu neapărat că la jocul celor de la Focșani, ci la rezultatele celor de la Focșani să fie atât de slabe. Practic, nu am cum să răspund altfel decât că nu mă așteptam la o diferență atât de mare. Se pare că nu le merge atât de bine, se pare că sunt și adversari care s-au întărit, adversari care își doresc foarte mult să intre în play-off și atunci concentrarea și dorința acestor echipe adversare ale lor, dar și ale noastre, au fost peste măsura pe care o scontau cei de la Focșani și răspunsul lor n-a fost unul pe măsură, n-a fost unul peste media așteptată de, iubitorii fotbalului din Focșani, deși rezultatul și deznodământul de moment al echipei din Focșani. Fiindcă tot ne uităm la terenul acesta, am văzut meciul vineri, am văzut și câțiva replay tăi, au venit să vadă meciul live. Bătrâneai, bătrânește joci, cel puțin. Asta a fost impresia celor de la Râmnicu Sărat. Da, n-am fost la meci. Da. Important este pentru fotbalul buzoian că, iată, două echipe din județul Buzău domină seria noastră și este foarte bine că se întâmplă așa. Un reveniment la care puțin ne-am fi așteptat, cel puțin la ambele echipe. Limpezișu alternează acolo. Limpeziș este o altă discuție care nu cred că trebuie prea mult dezvoltată, din păcate. Atâta timp cât nu faci antrenamente și te întâlnești doar la meci, așteptările nu poți să ai așteptări. Și atunci n-are niciun sens să dezvoltăm un subiect legat de limpezi și atâta timp cât tu nu vrei să te dezvolți pe tine. Vali, referitor la meciul la care secvențele vedem acum, te-ai fi așteptat la poziționarea asta? Locul 2 în clasament. Celul de la Râmnic? Celul de la Râmnic, da. Nu.
nu m-aș fi așteptat. Și anul trecut nu au făcut, știu, un campionat rău, cel puțin în prima parte. Nu m-aș fi așteptat, însă se pare că venirea lui Danciu lângă Oprea, un jucător pe care eu l-am vrut, Oprea, Dănuț, a betonat centrul terenului acolo foarte bine. Din punct de vedere tactic defensiv, amândoi fac treaba foarte bine. Apoi, cei doi fundași centrali sunt doi fundași centrali foarte buni pentru Liga 3. Cu mare experiență. Cu experiență, da. Atât Ionuț cât și Dragoș Ceaușel. În partea stângă, de asemenea, pe lângă Danciu, care a venit un copil 2001, Năstase, care mie mi-a plăcut foarte mult la Lie și chiar am vrut să le iau acum vreo 2 ani de zile la Metalul. Foarte drăcos așa pe românești. Nu am putut. Deci un jucător bun. Deci deodată doi jucători buni. Apoi în dreapta un Under 2005, cred. Nu scapă numele acum. Apoi în cele două benzi iau pe cei doi Under 2003 care îmi plac foarte mult și mi-aș fi dorit să fie în curtea noastră, la echipa noastră, atât Socol cât și Ignat. Un al doilea vârf, în unele meciuri stau, sau în alte, știu, pe alte posturi este cel al jucătorului Roman, care știm cu toții de valoarea lui. Care joacă din talent și de experiență? Da, mai puțin din parte fizică, dar o face foarte bine așa cum o face el, plus că ajută foarte mult construcția jocului. Iar în față, surprinzător, bine ales de Maru Stărâlă, ca și variantă de atacant, tras din poziția de mijlocaș lateral, dreapta stânga, Constantinescu, care dezvoltă o viteză foarte bună și o tehnică destul de bună. Incisiv, un jucător care îi place să vină la combinații, îi place mingea, la fel, știu, un tip care hărțuiește apărarea adversă, poate mai puțin tehnic, este Matei Ciuc, cel care mai intră în locul lui Constantinescu, care mai trece bandă. Deci, plus Costel Toader, care este un portar, unul dintre cei mai buni portari din Liga 3. Și atunci putem vorbi de o formație care și-a completat anumite posturi cu jucători foarte buni pentru Liga 3. De aici, poate și o creștere în valoare a celorlalți jucători ca și joc și rezultatele au venit de asemenea. Eu sincer, îi felicit pentru că mi-a plăcut ce am văzut de-a lungul acestui tur la Râmbu Sărat. Da, am avut reacții la meciul de la ei, fiindcă aș fi vrut cu totul altceva în primul rând de la noi și apoi și alte lucruri care nu au sens aici să vorbim. Dar ceea ce rămâne important și știu de lăudat este și performanța celor de la Râmnicu Sărat de a avea cea mai bună apărare, mă refer la numărul de goluri primite. Da, din toată seria. Da, și sper, sincer spun din suflet, sper ca și noi și ei să ne păstrăm echilibru și constanța și să, dacă am putea să ne ducem amândouă la baraj, ar fi extraordinar. Acum să vedem care dintre noi vom putea să rămânem pe această, știu, linie și să nu deraiem prea mult de la obiectivul propus. Vorbeam, Vali, cu cineva, un localnic, un om de fotbal, punctul sensibil al râmnicenilor, nu au bancă, nu au rezerve la valoarea titularilor. Ceea ce a fost și la tine o problemă în urmă cu câțiva ani, anul ăsta, din punctul ăsta de vedere, cred că ești mulțumit, nu? Da, a fost în fiecare an problema aici. La cei care vin după bancă, nu arătau aceeași valoare ca celor care intrau în primul 11 și cred că ăsta e un aspect general așa la Liga 3, fiindcă nu sunt resurse financiare încât să aduci jucători de același nivel din punct de vedere al plății. Și atunci, deci și lipsa băncii, cum ne exprimăm noi în termeni fotbalistice, a jucătorilor care vin de pe bancă cu un plus. Totuși, întotdeauna mi-am dorit, chiar dacă știam că poate nu ar face la fel de multe ca altul din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere al energiei și al suflului imediat când intri în teren, vreau să se vadă
20-30 de minute, că ești jucătorul care își dorește foarte mult ca etapa viitoare eu să te introduc în teren titular. Da. Alex, să pregătim acel sincron, când e gata, când îl ai la îndemână, să-mi spui ca să ne oprim din discuție. Vali, m-am și uitat și am făcut și o medie, cel puțin primul 11, cel cu care tu ai început în majoritatea partidelor, 24 de ani, un pic vreo 2-3 luni peste 24 de ani. E o vârstă optimă pentru... Nu știu ce este optim. Dacă ascultăm specialiștii, spun 28. Da? Dacă ascultăm aceiași specialiști, spun, de multe ori spun 30, că sunt foarte matur, copți și chiar dacă mai pun din punct de vedere fizic la fel ca unul de 25-28 de ani, joacă din experiență, din așezare și tot așa. Cred că e foarte bine că nu depășim o anumită vârstă, cred că 24 de ani, 25 până 28 de ani. E o vârstă bună pentru a juca fotbal și a fi, știu eu, noi ca și club interesați de asemenea jucători. Ce trece de 28 de ani trebuie să aibă plus valoare față de toți ceilalți și să, știu eu, compenseze prin ceea ce poate oferi celorlalți atât la antrenament cât și în jocuri. E bine că suntem tineri, deci ar trebui să putem și fizic și ar trebui anul acesta să ne batem cât se poate de mult pentru primul loc inițial și apoi vom vedea ce o face la baraj. Fiindcă în condițiile în care voi ați muncit cât se poate de serios, aveți lot ofertant, iată, aveți un culoar pe care puțin v-ar ierta dacă l-ați rata anul acesta. Da. Un culoar pe care vi l-ați făcut singur până la urmă. În situația dată acum după tur, pare că ar trebui să terminăm în primele două. Pentru că totuși, dacă ne gândim acum la primele 5 etape, sunt 5 etape foarte grele. Ai Focșani. Decisive. Da, decisive pentru unele echipe, decisive pentru noi ca să terminăm în primele două. Adică ai Focșani cu Aerostar și Braniștea la ei, plus Râmnicu Sărat, din 5 meciuri, 4 meciuri sunt foarte grele. Adică orice s-ar putea întâmpla, oricine poate bate pe oricine. Nu este atât de simplu, nici turul acesta n-a fost atât de simplu cât știu, vedem noi la cifrele din clasament. A fost foarte greu să bați un Focșani care s-a apărat supraaglomerat din totdeauna. A fost greu să te duci la un Aerostar la care nu ai luat niciodată punct. De asemenea, foarte greu și unde se câștigă și foarte greu, fiind și o echipă arțăgoasă și întotdeauna au avut un plus pe care îl dă cine trebuie să-l dea. Știu, Braniștea era o echipă, așa cum am spus, a fost greu și turul ăsta, dar ne-am mobilizat exemplar, chiar și acum în ultima etapă. Le spuneam că de multe ori am jucat foarte bine și ne-am dat exemple multe. Ultimul dintre ele fiind meciul de anul trecut de la Ianca, în care am notat numai puțin de 10-11 ocazie clare, și n-a ieșit decât remiza, nu? Și cu poarta goală și cu portar și a ieșit remiza în momentul 92. Iar acum am jucat slab. Am jucat slab și am reușit să câștigăm. Bine, nu trebuie să mergem pe trend, să mergem pe trendul ăsta, pe culoarul acesta de a juca slab și a câștiga tot timpul. Dar mai sunt și meciuri în care nu este ziua ta, ci a adversarului. Mai sunt și adversari care poate chiar au o valoare egală cu a ta sau apropiată și atunci jocul tău poate suferi, dar e important dacă ești o echipă puternică și îți dorești ceva cu din adins, bun, numesc e ofensiv, dar defensiv trebuie să stau bine. Defensiv, acolo unde noi am avut probleme în play-off, problemele le știți, cauzele de fapt, iar acum nu neapărat că ne-am reglat complet, am arătat mai bine, mai avem o grămadă de reglat, chiar meciul acesta ne-a demonstrat că nu stăm atât de bine pe cât credeam noi sau pe cât arată clasamentul sau pe cât ne laudă lumea. Și chiar astăzi am spus băieților că o să vedem o repriză, prima repriză într-o zi din săptămâna asta, era a doua în altă zi, fiindcă durează foarte mult o analiză unui joc. Da, te întreb puțin, pentru... Vali, că avem un transferator pe care l-am lăsat un pic să aștepte și încerc scuze, vă ascultăm. Alo, bună seara invitatului! Bună seara! Bună seara! Metalul intră în Liga a doua. Ar trebui să fie... Domnul trebuia să fie antrenor, nu Mihalcea. Mihalcea
Că de unde a venit? E discutat și asta. Una dintre întrebările pentru Valistan este și se referă la situația de a fi fost propus și dacă ar fi acceptat să devină antrenorul Gloriei. Glumeam cu cineva și a spus, dom'le, noi ăștia de la Gloria sau de la FC Buzău, hai să promovăm în prima ligă că ne trezim cu metalul pe cap și dacă nu, cine știe, pe urmă, să mai împar și banii, na, nu se mai știe. M-a auzit, domnul Ionuț, da. Nu avem echipă de promovare. Ce să facem cu aia? Nu? Nu avem echipă. Dar aducă jucători dacă vrea să promovezi, dar... Din păcate, din 2 în 2 ani schimbăm garnitura, schimbăm antrenorul, schimbăm președintele, nu prea e un proiect așa pe termen lung și nu e bine conturat, din păcate, vorbind despre Gloria. Ia de mână Bastian Stelu. Da. Aveți o întrebare pentru invitatul meu? Mult succes și să intre în Liga a doua. Doamne ajută, frumos. Sau de cine mulțumesc. Cine trebuie. Da. Alex, hai să ascultăm acel sincron. Ne tai, nu? Nu ne mai auzim. Da, bun. Hai să auzim ce a spus Vali după prima victorie. Noi suntem de bucuros. Prima victorie în campionat în fața Focșanului. Răgușit nu contează. Important că am câștigat prima victorie, cum ai spus, în campionat. A doua, de când sunt antrenor, am mai avut una în Cupa României și ea foarte important după acel traseu frumos al nostru. Cred că pentru cei care au fost prezenți la stadion și au văzut meciul, această victorie este una meritată. Chiar dacă am întâlnit o echipă care pe contrate și a creat ceva situații, cred că noi am fost echipa care am construit mai mult, am și reușit mai mult în construcție și ne-am creat și ceva ocazii semnificative, care până la urmă una dintre ele a ieșit cu gol. Ai visat ceva azi noapte? N-am visat, dar m-am rugat tot timpul, am zis n-am cum după 6 ani de zile să nu mă bucur și odată cu Focșaniu în campionat. Chiar asta îi spuneam domnului delegat de la Focșani, că a venit așa foarte degajat și nu neapărat mândru de el, dar foarte sigur pe echipa lui și am zis, dacă tot ai venit așa sigur, lasă-mi și pe mine să mă bucur astăzi. Clasica întrebare, ce a făcut diferența? Nu putem spune despre voință, că și ei au vrut și noi am vrut. Până la urmă, diferența a făcut execuția sau faza în sine, până la urmă, care a dus acest gol. Cred că totuși echipa care a avut și a construit mai mult, cred că a fost răsplătită cu această victorie. Cred că noi am fost echipa aia care am încercat, chiar dacă n-am reușit de fiecare dată. Este foarte greu să dezloci un întreg sistem al unei echipe bine organizate tactic, fizic, din 30-35 de metri, să încerci să ajungi la poartă, știu eu, prin combinații de viteză de 1-2 din deviere s-au dus la margine, era mai greu la margine cu centrul, fiindcă beneficiau de jucători înalți și atunci, tocmai faptul că am încercat toate posibilitățile de a ajunge cu mingea în careu, mai mult decât a vrut adversarul, a dus la această victorie. Eu cred că ei s-au mulțumit cu puțin și ce au ieșit pe contraatac aia să fie și de cele mai multe ori în fotbal răsplătește, știu eu, voința și gândirea de a construi un fotbal care să cât de cât să placă. Cât de mult contează o victorie atât de mare în fața unei rivale la promovare? Da, e bine că începem cu dreptul cu o victorie. E bine că această victorie vine și împotriva unei formații care, în mod sigur, vom sta una lângă alta până la final. Sper ca una lângă alta să fim în primele două, nu contează noi cu cine. E important și pentru moralul nostru de săptămâna viitoare, un moral pe care, bineînțeles, când îl ai pozitiv și pregătești altfel acea săptămână, o săptămână de altfel cu două meciuri, una în cupă și una în campionat și e foarte important că e 3 puncte meciul direct cu adversarul direct. Un traseu de calibru pe ultima 100 de metri, Paul Batin, când îl vedem la joc? Da, Paul Batin a venit joi, încă nu este la parametri fizici buni. Noi încercăm să-l aducem undeva la un grad mai înalt din punct de vedere fizic. Tocmai de aceea, pentru un prim meci nu a fost în lot. Sperăm ca la meciul de miercuri să-l introducem în 30 de minute, 45 minute, vedem. După care, în săptămâna următoare, nu știu când va fi, când va fi, va fi. L-am adus, practic, să ne ajute pentru ceea ce ne dorim cu toții, să facem lucrurile mult mai bine față de anul trecut. Să intrăm în play-off, dar să intrăm și să terminăm play-off-ul pe primele două.
miercuri la Blejoi, cupă de... Da, merg la Blejoi. Eu vreau să pun preș cu această competiție, chiar dacă pentru echipa de Liga 3 este greu să candidezi în două competiții, fiindcă oboseala două meciuri pe săptămână sau trei meciuri, dacă vreți să spunem, începând de sâmbătă până sâmbătă, sunt 8 zile, trei meciuri în 8 zile, totuși înseamnă ceva și pentru un nivel mai înalt, dar pentru un nivel de Liga 3, unde lucrurile sunt mult mai... mai grele de făcut, în sensul că aici ține și de vitaminizare și de masă și de odihnă și de toate celelalte, dar de acum sunt convins de ceea ce voi face, m-am gândit, la Blejoi voi alunea în proporție de 80% o altă formație în față de cea care ați văzut-o astăzi. Practic dăm șansa și celorlalți să joace și să arate că ne pot ajuta în momentele în care trebuie să ne ajute. Sâmbătă, Bacău aici, Dinamo, o echipă care înțeleg că s-a întărit. Da, Dinamo Bacău, o echipă care arăta mai bine începând cu returul anului trecut și mult mai bine în play-off, în play-out, dar play-out-ul, trebuie să fim sincer, că în play-out sunt echipele mai puțin bune decât cele din play-off, că practic și de aceea știu clasamentul, spune totul. O echipă care va fi incomodă, fiindcă cred că vom avea aceeași abordare ca cea a celor de la Focșani, o echipă așezată în 35-40 de metri și vor încerca să, știu, să iasă pe un contraatac sau să beneficieze, știu, de o situație de gol, doamne, de gol din faze fixe. Deci vor merge foarte mult pe faze fixe și pe un eventual contraatac. Așa bănesc. M-aș bucura să văd o echipă a Dinamului Bacău care să vină cu pressing înalt. Da, nu cred. Acestea au fost gândurile imediat după prima victorie la debut în acest sezon Valiei. N-a ieșit cu Blejoiu, deși dacă ați jucat de 5 ori la rând, cred că de 5 ori ați reușit să câștigați. La penalti. Da. La penalti poate câștiga orice echipă până la urmă, cred eu. Asta a fost să fie. Tot ce am spus acolo, am spus doar că ne vom bate pentru primele două locuri, noi cu Focșaniu până la final. Deocamdată suntem la jumătatea drumului, se pare că nu ne vom bate noi două, sper să fie cea de băieții de la Râmnic. E un principiu, ci că nimeni nu-i profet în țara lui. Da. De altfel, Blejoiu Vali face parte din clubul Select, doar 4 echipe din 100 neînvinse, Blejoiu în seria aia. Ei, Deva, da? Metalul și Corvinu. Corvinu, singura echipă care cu punctaj maxim. De altfel, urmărind acolo pe site-ul de specialitate, nu prea ați fost așa, băgați foarte mult în seamă, dar până la urmă poate e mai bine așa pentru voi. Se povestea despre Giurgiu, umilință, 0-13 cu Dinamo, a făcut și adres Corvinu, s-au calificat divizionarele C în Cupa României și am văzut acolo foarte bine. Una dintre echipe a reușit un egal pe teren propriu în fața Farului, lider în Superligă. Apoi Chindia a înclinat steagul la formația aceea foarte puțin cunoscută, Ogna Sărată, Ogna Mureș, cum să fie numit de acolo. Dar Metalul, care până la urmă n-a pierdut niciun meci și are și cel mai bun atac din toată Liga a treia, 30 de goluri. E adevărat, Vali, 9 în fața unei echipe de juniori și tinere de la Brăila, că tot ne uitam anul trecut când era Chică Roșă și a dat acolo nu știu câte goluri și am bătut cu 14-1 și am făcut și Andres, Chică Roșă, golgheter, între timp pleca de aici cu președinte, cu tot și deocamdată nu mai dă randamentul pe care îl dădea la vremea respectivă aici la Buzău. Da. Fiecare scrie ce crede că e mai important, nu? Ce să citești mai mult și probabil că lucrurile negative sunt cele care atrag să deschizi, știu, de altfel, respectiv. Astra s-a retras, a dat falimentat, a trimis o cerere către federație. Suntem așa puțin neimportanți, cel puțin pentru fotbalul ăsta național. Pentru Liga 3 am devenit o echipă și un club respectat, așa cred eu și așa simt în toate discuțiile și ale mele, dar mai ales ale colegilor din Liga a treia și nu numai. Deocamdată aici trebuie să devenim noi foarte, foarte importanți pentru oameni și foarte apreciați și ușor, ușor poate să creștem și să ne ducem la un nivel mai înalt. Asta în funcție de tot ceea ce va oferi viața tuturor.
Am văzut ce s-a întâmplat în prima etapă, am văzut și declarația ta. Iată, haide, Alex, să vedem și golurile din partida de sâmbătă, de la Plopu. Victorie la limită, dar extrem de importantă, fiindcă vă ține acolo în față. Două goluri marcate cu pasă plecată chiar din piciorul portarului. Și dacă le avem, Alex, la îndemână, le și urmărim. Gol înscris repede, minutul 10. Apoi egalat către finalul primei reprize. Spre finalul meciului ați reușit acolo prin Cocârlă. 58. Cocârlă, de la Ianca. Cele trei decupaje, Alex, da. Cocârlă care și-a păstrat sângele rece, deși știam că o să dea gol. Și presiunea adversarului, exact. Cu adversarul în spate, da. Asta e ultima parte. Da. Asta este ultimul șut. Putea să facă... Asta e primul gol. Da. Da, mingea vine de la portar, se joacă fundaș central, vreo 3-4 pase, urcă fundaș central stânga, pasă în adâncime pentru fundașul stânga, care a urcat la nivelul 16 metri. Uitați aici, fundașul stânga a pasat. A dus-o mai departe mijlocașul lateral, care cu puțin noroc a ajuns la un țel. Pasă plasat. din prima. Execuție plasată. Nu este de neapărat. Este și o greșeală a portarului. Până la urmă trebuie să găsească cineva. O stângăcie a portarului, da? Trebuie să găsească cineva ca să marcheze. De altfel, unul dintre fundași se închină așa, ironic, dacă îl vedem, iată, aici în stânga. Doamne, cât de fraier e ăsta, ceva la modul ăsta, spune, de către colegul lui mai tânăr, probabil unul dintre fraier, dar mai scos vreo 2-3. Da? Da, până la fraierul ăla mai scos vreo 2-3. S-a revanșat, sigur că da. Da. 30 de goluri, Vali. Da? O medie foarte bună pe meci, chiar dacă aici, iată, îi reușesc și cei de la Ianca să înscrie pentru o execuție foarte frumoasă. Un gol foarte frumos, centrare din partea stângă lor de atac și o reluare cu capul și cu ușoară pendulare. Adică o execuție pretențioasă, colțul lung, da. Și cu adversar lângă el. Din păcate, Daniel Mihai n-a făcut ceea ce trebuia, să intre mai în marcaj, mai în adversar și să-l dezechilibreze, să ia și din forța lui de execuție, dar și din calitatea execuției, să mai aibă precizia respectivă. Execuție frumoasă, dar nu știu cât de mult ai gustat-o, nu? La vremea respectivă, în momentul în care v-ați văzut egalați? Nu o gust niciodată, nimic. Să gust, că... Nu poți să vezi decât ceea ce nu faci tu bine. Da. Până la urmă, n-am urmărit meciul în ansamblu, doar am selectat aceste goluri. Iată. Și, deși știam că dă gol, ziceam, hai Cocârlă, dă o dată. Rămâne pe picioare, cu adversar în spate și ușor împins, fără a fi fault, doar cât să... Cât să-i taie din el. Să termine, da. Să ia din putere, din forță, din unghiul de șut, uitați, bine cu brațul stâng, drept. Și o execuție fără cusur. Și de aici n-au mai fost ocazii care să modifice tabela. Au mai fost situații bune și de o parte și de alta, situații netransformate până la urmă în niște ocazii. E bine că s-a terminat așa până la urmă. Acum, după atâtea ore sau zile de la meci, pot să spun că e bine. N-auzim sonor, Vali, dar e acolo, în partea dreaptă. Alex, dacă avem și cu sonor, să-l auzi. Nu, bun, am înțeles, e în regulă. Vali, nemulțumit și în momentul în care se marchează echipa, ea avea ceva de reproșat uneia dintre ele. Mă dăm seama că eram bucuros, fericit în sinea mea că am dat gol, că am marcat golul 2. Totuși era un moment în care puteam să vorbesc cu fundașii mei. Cu așa, era puțin liniște acolo în tribună, și... nu? A fost, să știți că a fost o vreme foarte... Da, a bătut vântul. Și în momentul când bate vântul, știți foarte bine că nu te auzi. Și eu în momentul ăla preferam să vorbesc cu Nedelcu și să-i spun ceea ce tot îi repeteam de ceva minute bune, să facă sau să nu facă. Și trecea pe lângă ureche. Da, e chiar în centru, acum e chiar lângă mine. Și decât să, știu eu, să manifest bucuria alături de colegii mei sau de cei de pe bancă pentru golul marcat, fiindcă știam că trece momentul ăsta și iar ajung într-un moment în care nu mai pot să vorbesc. Da. Tocmai de aceea. Dar cum să nu fiu bucuros? Sunt bucuros, probabil că eu mă manifest puțin mai în mine, așa, sau... Ești tu mai dur, mai sever, rezervat. Dar nu, iese treabă. Nu, chiar nu sunt dur, sunt mai rezervat. Poate
n-am bucurat, aștept finalul meciului și apoi mulțumesc Dumnezeu. A ieșit, bine față de anul trecut, tot la Mă bucur de o manieră în care să nu neapărat să deranjeze, ci așa, ca și cum persiflez sau... Nu, așa sunt eu. Am înțeles. Alex, să dăm drumul calupului cu acele minunate goluri, așa în timp ce, ce vor rula în buclă, noi vorbim aici de ale noastre. Jucătorii ofensivi și-au făcut... datorie. Și-au făcut meseria până la urmă, pentru că, iată, avem jucătorii care au marcat și avem așa, Moldovan 7 goluri, Batin 6, Oanțel 6, Tudorică 3, da? Adică 3 vârfuri și cu jucătorul de creație, de construcție. Insinuați acolo Târșa cu 2 goluri, Cocârlă, am văzut mai devreme execuția la gol. Câte un gol, Nedelcu, Marcu, Dan Stan și, Antone. Mulțumit de aportul liniei ofensive, a compartimentului ofensiv? Văd clar, sunt mulțumit. Sunt mulțumit că marchează atacanții. Sunt mulțumit că și ei, chiar dacă nu au numărul de mici pe care și le-ar dori, aduse în fața porții acolo, totuși vin ceva mici, nu ca anul trecut când trebuia să știu eu să-și facă multe dintre golurile lor prin, cum era Pavel, de exemplu, era un jucător care lua mingea 20-25 metri și fugea cu adversarul în spate și practic își făcea golul de unul singur. Și avea și execuție la lovituri libere? Da. Și la 11 metri? Acum nu mai sunt jucători care, cum este un țel, care e mai mult de gura porții, care protejează bine balonul, care combină. Ceea ce, spre exemplu, Râmnicu nu are, recunoșteau și localnicii, n-au un pivot așa cum ar fi Oanțel sau cum ar fi și Batin. Au un jucător mobil, Constantinescu, care, să știți că de multe ori un jucător mobil creează mai multă panică la adversar, pentru că trebuie să miște, trebuie să facă o predare primirea adversarului și să știți că la nivel de Liga 3 cerințele acestea de predare primirea adversarului par ca și cum cer foarte mult, pentru că nu sunt. Unii dintre ei n-au lucrat nimic la un sector juvenil. Adică zic, dacă s-ar face o selecționată a județului Buzău pentru Liga a 3-a, are și o super echipă. Nu cred. Da? Nu știu dacă o super echipă. La nivel de județ Buzău, doar Liga cu buzoieni? Nu. Adică combinată, Râmnicu cu Sălea cu Metalul. Nu știu, poate Socol, poate Ignat ar merge... Da, sunt și alți jucători acolo care ar putea să fie, da? Nu văd așa prea multe schimbări pe care eu le-aș face cu jucători de la Râmnic. Da, Costel ar putea să fie în lot la noi. Cei doi care v-am spus, în rest, cred că avem jucători de valori apropiate și atunci... Asta fără doar și poate. Nu, jucători de valori apropiate și atunci de asta nici de cum să jignesc pe toți ceilalți rămași nesubluneați de mine de la... Râmnic, Oprea, cum am și spus că îmi place și am vrut să metronom, l-am văzut de vreo 3 ori, fără greșeală. Da, care iar face un joc foarte bun, solid acolo, în centrul terenului. Vine și cu o experiență a lui acumulată în acești ani care a fost plecat, 2, 3, 4, nu știu exact ce a fost. A fost pe la Oțel, o perioadă scurtă, a fost la Slobozia, o perioadă frumoasă. Să nu uităm că a jucat și în Liga a 2-a cu Viorel, când era Gloria în Liga a 2-a. Da, ei, acolo era copil, dar s-a maturizat, e mai, știu mai serios fazele și, știu lucrurile mai importante din joc le tratează cu mult mai simplu atunci când trebuie și mult mai obiectiv. Moldovan, goalgetter, dar cu puține minute. Productiv sau mai productiv? În momentul în care intră din postura de rezervă. Da, e un tip care, un jucător care, să știți că el își dă tot interesul, aleargă, să zbate, să demarcă, vrea, ăsta e cuvântul, vrea, uitați și aici, ce gol frumos. Într-o fază fixă, vrea, dar, din păcate, atunci când a fost, așa a fost să fie. Povestea lui, titular? Povestea lui pentru turul acesta este că atunci când ești titular e foarte posibil să nu marchezi. Sau nu marchezi, că s-a terminat turul. Când ai intrat pe parcursul meciului e foarte posibil să marchezi cam tot timpul. Da. Sper să, știu eu, să marcheze și când e titular și când intră. Important este, chiar dacă sună așa șablon,
Important este să ne îndeplinim obiectivul, cu sau fără golul lui Moldovan. La Ianca s-a spart și ghinionul ăsta, că în momentul în care Moldovan n-a marcat, echipa n-a câștigat. Și mai ar mai fi ceva. Tricourile acelea pe care le-ați folosit și la Blejoi și la Râmnicu Sărat, cred că au fost aceeași culoare, cele pe care galbene. N-ați reușit să câștigați. Le-am folosit fiindcă n-am putut să le folosim pe cele albastre cu alb. Dacă ne uităm la cei de la Râmnicu, au avut alb, da, preponderent, iar cei de la Blejoi la fel, alb cu albastru. Da. Altfel, asta e culoarea care a reprezentat clubul de-a lungul vremii și am păstrat tradiția, practic, n-am vrut să schimbăm. N-am venit să schimbăm lucrurile astea, am venit să dezvoltăm alte lucruri. Pare după o victorie și o remiză, care ar fi cel mai reușit meci, din punctul tău de vedere? Vă referiți acum ca calitatea jocului cu rezultat? Pe care îl categorisești tu, cel mai reușit. Din ce punct de vedere vrei tu? Care ar fi cel mai reușit? Ținând cont și de adversar, desigur. Bine, eu mă raportez, eu mă gândesc așa, un joc bun al nostru este atunci când ai posesie, chiar dacă este o progresie, chiar dacă este o posesie prelungită fără o progresie care nu place spectatorului așa. Și nici știu eu multor jucători. Dar mie îmi place stilul ăsta de joc cu o posesie prelungită, chiar dacă duce mingea și înapoi mult, pentru că adversarul îl vei măcina psihic, în primul rând, atunci când nu va reuși să țină, să recupereze mingea. Iar în momentul în care recuperează, tu să fii acel adversar care pur și simplu te năpădești pe adversar să iei mingea. Nu l-aș face presi cu acela înalt de a recupera și a ține tu mai departe acel atac pozițional prelungit. Ei, și de ce cer asta și îmi place să am jocul ăsta exact al celui de la meci cu Focșani de acasă în prima etapă? Pentru că la un moment dat, oricât ar fi echipa de bine pregătită fizic și tactic, dacă tu ții mingea în posesie de-a lungul lățimii terenului stânga-dreapta, știu, un pas pe vârf, redublare, dezvoltăm din nou stânga-dreapta, adversarul tot pendulând, translatând de la stânga la dreapta și invers, la un moment dat, tu dacă ai o viteză de joc suficient de mare, se va ivi un culoar în care vei putea să ai acel pas filtrant, acel pas decisiv. Iar meciul cu Focșaniu, cred că a fost meciul cel mai bun al nostru, cred eu, pentru că adversarul și-a creat o singură ocazie în acel meci, în 82-88, nu știu exact. E drept că printr-o greșeală a noastră acolo, dar adversarul nu a contat. N-am făcut greșeli individuale multe. Am avut foarte multe acțiuni de poartă până la un anumit punct, ce e drept de multe ori. Dar am fost echipa care am avut o posesie zdrobitoare cu un adversar care era foarte greu de pasat. Și unde? În ultimii 30 de metri, acolo unde se aglomerează foarte mult din cauza faptului că adversarul s-a apărat în 11 și noi veneam cu 8 jucători, 9 jucători, sunt 20 de jucători pe un spațiu destul de restrâns, 30 pe 60 lățime, 35 pe 60 să spunem. Mie jocul acela mi-a plăcut, chiar dacă vă spun, mulți oameni spun, bă, prea mult o plimbați, o duceți, țineți minte, nu copiem, că suntem departe de a copia pe cineva și de a ne compara cu cine vreau să spun. Jocul Stelei, jocul României din anii 80-90, era unul de posesie prelungită, fără neapărat un zvânc neapărat, dar la un moment dat exista un pas decisiv al lui Hagi, la un moment dat exista un jucător, Hagi Sabou, care lua adversarul 1-1, deci nu exista dublaj. Lăcătuși care pleca profunzime, deci scotea și 11 metri. Nu exista dublaj, pentru că plimbai mingea, plimbai adversarul de la stânga la dreapta, până când el nu mai era atât de exact în a translata și a strânge spațiile dintre linii și distanțele dintre jucători, încât să nu-ți permiți tu să faci lucrul ăsta. E, la Liga 3, dacă plim mingea, moacine adversarul psihic, așa cum am spus, plim mingea, moare adversarul și fizic la un moment dat. Dacă plim mingea, clar se vor crea și culoare de pas, se vor crea și situații de 1 contra 1. Da. Nu ne simt întotdeauna. Cum a fost meciul de la Ianca, nu ne-a ieșit lucrul ăsta. Am întâlnit și o echipă
surprinzător față de ceea ce am văzut cu Râmnicu Sărat, de exemplu. O echipă care a fost preocupată de joc, de a avea posesie, de a finaliza acțiunile de poartă și ne-a pus probleme mari. Într-un final, a fost bine că am câștigat și că am arătat încă o dată că suntem o echipă care vrem să câștigăm fiecare meci și să terminăm sus, chiar și cu un joc mai puțin bun, mai puțin reușit. Fiindcă se întâmplă și de astea în viața unei echipe, da. Nu? Dar dacă vă uitați la mai toate golurile noastre, niciun gol nu este întâmplător, pur și simplu aruncat, o respingere, o recuperare și nu știu ce acțiune individuală a făcut cineva. Toate sunt în urma unor acțiuni de poartă, unor atacuri poziționale. Cu cel puțin 4, 5, 6, ca să nu zic că sunt goluri în acest tur care avem 14, 15 pase înainte de a marca. E greu să faci lucrul ăsta, să antrenezi lucrul ăsta, să vei reuși foarte greu, pentru că, așa cum spuneai tu, telespectatorului, că tot schimbăm și schimbăm, ba jucători, ba antrenori, ba președinți, spuneai tu, și aici când schimbi 3, 4, 5 jucători, deja ai schimbat jumătate de echipă și trebuie să ai timpul necesar ca să te înțeleagă și pe tine ceea ce vrei. Pare simplu așa, dar de ce să înțeleagă? Îi spui și trebuie să facă aia. Ei, nu e chiar așa. El are un automatism format de-a lungul vieții lui în fotbal. Și e greu să-l desprinzi de multe ori din ceea ce făcea el, ceea ce îi se cerea lui într-un anumit sistem, mai ales în sistemul 4-3-3, pe care toată lumea vrea să-l introducă în jocul respectiv, să cere cu totul și cu totul altceva, sunt alte mișcări și când vin la noi, noi cerem jocul cu posesie prelungită, cu pressing înalt și ceea ce ei nu au făcut așa ceva acolo. Să cer alte lucruri. În general, în fotbalul modern, vedem alte lucruri. Nu vreau să dau o mine prin asta că nu e modern, dar rămân așa un antrenor, un om care cred că trebuie să pasezi mai mult, iar pentru acest lucru trebuie să ai jucători dispuși la efort, mai ales fără minge. Jocul fără minge este foarte important și pe ăsta trebuie să-l gândești mai mult ca pe cel cu minge, chiar dacă așa este exact așa cum vă spun, trebuie să faci loc jucătorilor să vină de linia a doua și nu numai, pentru a putea crea o densitate de jucători suficientă cât să ții posesia. Iar lucrurile astea sunt grele de făcut, e greu de realizat un joc de posesie când schimbi jucătorii, știu eu, din an în an. Vali, ești antrenorul Metalului, ai mai fost în alte dăți, dar de la 1 iulie 2015, zic bine? Cred că din 2013. Da, a mai fost, a mai venit, ai mai plecat, ai mai fost, nu? Am plecat o singură dată. Așa? Am plecat o singură dată. Ai fost aici în județ? Am plecat la FC Puiești. Așa. Și a mai fost o experiență undeva la, la Buftea, zic bine? Domnul sau zic Preda era patron, finanțator, da? Sponsor, ce era, nu știu exact cine e treaba mea să știu lucrurile astea. Și chiar a fost un om, este un om, dar a fost al fotbalului, care a vrut să facă multe lucruri, cam peste noapte, crezând că, cam cum că lucrurile sunt simple. Numai că s-a lovit de multe lucruri care nu i-au plăcut, i-au displăcut și s-a lăsat. Și v-ați încheiat. Da, te mai întreb puțin. Și am plecat puțin la Buftea, așa, acolo unde m-a rugat Patrick să-i ajut cu promovarea. Erau în timpul campionatului și am reușit să terminăm pe primul loc. Dar am constatat că acolo oamenii nu erau atât de serioși pe cât ar fi vrut Patrick să fie și oamenii aia, cel puțin la fel ca el, și să facă lucrurile de o manieră în care să ajungă la Liga 3. Cred că am lipsit un an de zile, aproape un an de zile în perioada asta, un an de zile. După care m-am întors și au urmat 2 ani grei, primul an în care am pierdut promovarea în detrimentul celor de la Petrolul Berga, care aveau o echipă foarte bună și au meritat. Am spus-o și atunci, nu acum, după atâția ani. Iar în al doilea an, în care pur și simplu am defilat în acel an, am câștigat, cred că, tot. Te mai întreb puțin, că mai avem pe cineva la telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Sunt un suporter al Sportului Buzean în general. Foarte vă bine! Vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul de onoare al dumneavoastră în această seară.
Am sunat seara. Pentru a-i a-l felicita pentru parcursul de regularitate a avut în acest tur de campionat. Îi urez acelea rezultate bune să le aibă și în retur, iar la vară să avem derbiuri intrajudețene în Liga a doua. Da. Vedeți că nu-i nimic întâmplător, domnul meu, pentru că... Nimic mai este întâmplător. Da. Vali a luat-o așa de jos. Ne aducem aminte cu toții cu ce jucători a început. În fiecare an a progresat și tocmai vorbeam acum, sunt vreo 8 ani, Vali, până la urmă, la Metal. Dumneavoastră mai știți pe cineva, un antrenor care să stea de 8 ani pe banca unei echipe? Eu nu mai știu pe nimeni. Doar pe Ferguson în Anglia, ceea ce îi urez și lui să aibă aceeași carieră. Da. Mulțumesc. Cel puțin la noi... ...de succes și de ce nu să facă un pas către Liga 1, unde este locul. Da. Da. Locul nu ne mai facem noi de mult. Oare de ce, cum să întrebare, oare de ce în comparație cu anii trecuți, stadionul Metalului este aproape plin acum la fiecare meci desfășurat pe teren propriu, indiferent că este cu echipă de primele locuri sau cu echipă din partea a doua a clasamentului? Da. O să îl întreb acum, că tot l-am pe mine. Păi nu, vă răspund tot eu, datorită jocului prestat. Corect. Și rezultatelor. Păi da, și asta vine din seriozitate, vine din selecție, vine din antrenament dedicat, vine din scheme pe care le repetă la antrenament, nu-i nimic întâmplător. Păi cred că sunt băieți care are dânsul, care au fost și la nivel mai înalt, chiar la Liga 1, în care recunosc cu nonșalanță că n-au făcut asemenea antrenamente nici la primul eșalon al țării. Da. Am înțeles. O întrebare pentru invitat? Da. Vă ascultăm. Dacă i s-ar propune mâine un post de antrenor la Liga 1? Da. Deocamdată a refuzat unul sau, mă rog, ne vom lămuri în minutele următoare, care a fost treaba până la urmă cu postul acela de antrenor de Liga 2 de la... Nu vorbim de Liga 1. Am înțeles, da. Liga 1. Doamne ajută să fie direct Liga 1, dar... Nu știu, Vali, știind că e o ia așa cu trepte succesive, cred că s-ar încama mai întâi la Liga a doua, unde a mai fost de altfel, da? Și după aceea Liga 1. Da. Da, Dumnezeu să reușească, noi asta îi dorim. Chiar dacă ar fi o pierdere pentru sportul buzăian, o personalitate de antrenor ca el ar fi chiar o mare pierdere, dar... Da. Mulțumim frumos pentru intervenție. Vali, prima propunere de antrenor la Gloria Buzău după ce a plecat profesorul Pustai a fost Vali Stan. Cum ai primit? Surprins? Eu nu știu nimic. Da? Nu. Pe mine nu m-a sunat nimeni niciodată că aș fi, dacă aș vrea să vin. Știu și eu din anumite, știu, surse. Din presă, de la, da? Nu, de la oameni. Care au participat la ședință, da? Aș fi fost și eu undeva pe acolo. Deci că ai fost chiar primul. Probabil, nu știu. Eu nu știu nimic și doar știu că am fost și eu o soluție la un moment dat. Da. Printre mulți alții, am fost și o soluție. E bine că s-au ajuns la un numitor comun, Mihalcea, și pe lucrurile n-au stat așa să degenereze, mult timp fără antrenor. Și nu trebuie decât să fim alături de el și de stafful lui, sau de oricine ar veni antrenor la FC Buzău, pentru că, până la urmă, este o echipă a Buzăului, indiferent cât este ea de iubită sau mai puțin iubită, e un sport care reprezintă județul Buzău și ar trebui să fim alături de toată lumea. Și ar fi păcat să nu iasă și rezultatele, pentru că eu zic că banii ar fi pe acolo. Cred. Nu? Să știți că îmi place să răspund întrebarea asta întotdeauna cu ghilimelele puse ale cu vorbele lui Cruyff puse în ghilimele, să știți că niciodată nu am văzut jucând un sac de bani. Da. Adică nu bani joacă până la urmă. Chiar dacă poate la Buzău să plătește 2 lei și în țară să plătește doar 1 leu, să știți că nu întotdeauna 2 lei bate 1 leu. Valoarea jucătorului nu este atât de mare comparativ cu celelalte echipe, cu ceilalți jucători de la alte echipe, cred, și atunci faptul că noi dăm un 200, 300, 500 de euro în plus la unii jucători, nu înseamnă că îți aduc neapărat și victoria.
Da, ar trebui să însemne, indiferent de salariul pe care îl ai, ca la fiecare meci să fii văzut de către toată lumea, din tribună și cel cunoscător și cel mai puțin cunoscător, că ești un tip care dai totul pentru meciul respectiv. Și aici poate deranjează pe unii oameni faptul că îți dau impresia câteodată că unii nu dau totul. Nu, unii așa sunt crescuți și eu asta pot să spun în mod sigur că de 7 ani de zile, de 8 ani de zile plus, încă 2 ani pe la Dunărea Gras, am fost, de-abia atunci, din poziția asta de antrenor, am înțeles că nu toți jucătorii sunt la fel, nu toți pot da totul pentru joc, nu toți se pot antrena 100%, fiindcă așa le este felul, așa le este educația de acasă, așa le este educația sportivă de mici. Și nu o să poți tu niciodată pe un jucător de 28-25, dacă vreți, de ani, să-l determini tu să fie mai combativ, dacă el n-a fost până în momentul ăla. Și poate nu toate lucrurile sunt mereu la vedere, nu? Da. Și în ceea ce privește, nu m-a sunat nimeni niciodată. Am fost și eu, probabil, pe o listă a posibililor. N-a fost acum, poate reușesc să ajung cu metalul acolo. Îmi doresc foarte mult acest lucru și poate nici nu ar fi fost bine pentru mine să ajung în momentul ăsta acolo, fiindcă, unul, în primul rând, cred că metalul încă mai are nevoie de mine și nu știu impactul care ar fi fost dacă aș pleca acum. Ai fi lăsat un proiect neterminat, nu? Aș pleca acum în momentul ăsta pe primul loc, da? Să plec oriunde, în altă parte, nu neapărat în fotbal, să plec pur și simplu. Nu știm impactul, pentru că nu știi cum va impacta o plecare sau o venire a cuiva. Iar cel mai, la fel de important ca și acest aspect prim, este faptul că dacă este să fiu propus sau să mă duc undeva, aș vrea să am și eu un minim de performanță în spate cu metalul Buzău, pentru că chiar dacă, scuzați în lipsa de modestie, sunt conștient că am făcut la metalul niște lucruri bune, dar nu unele de răsune sau ceva wow, sunt foarte bune pentru că lumea nu știe care au fost condițiile la metalul și soluțiile de a începe și a termina un campionat. Campionat pe care de la an la an noi l-am terminat mai sus, mai sus și mai sus și niciodată, în niciun an nu am regresat. Întotdeauna a fost cel puțin o picătură în plus la dezvoltarea fotbalului, a bazei sportive sau tot ceea ce vreți dumneavoastră să discutăm. Cum de altfel nu o să vedeți niciodată în Buzău măcar că cineva a dezvoltat ceva. Alex, te rugăm frumos să punem și acele cartoane, dacă tot ai muncit la ele și le-ai realizat. Sunteți cu un ochi către seria Moldova de Nord, acolo care vor fi viitorii adversari. O situație puțin similară, nu? Adică Foresta locul întâi, lider cu 6 puncte, cum sunteți și voi cu 5. Apoi Dante Botoșan joacă rolul celor de la Râmnicu Sărat. Miroslava poate fi asimulat ca aerostar. Intrus CSM Bacău cu Popovici, antrenor, revenit în fotbalul băcăuan de la Dante Botoșan, pe loc de play-off. Iar Ceahlăul este dezamăgirea, cum se află și Focșaniu în seria... Mai au timp să redeseze cei, da? De la Ceahlău. Nu e o problemă mare încă acum. Și cred că se va juca până în ultima etapă și acolo, ca și la noi, locurile de play-off. Eu îmi doresc foarte mult să câștig toate meciurile, dacă se poate, pentru că ar fi o realizare foarte bună, atât pentru mine, cât și pentru club. Nici Oțelul n-a reușit anul trecut. Dar mai ales pentru a avea un avantaj clar în ceea ce privește primele două locuri care duc la baraj. Pentru că aș vrea foarte mult ca un recul pe care orice echipă îl are, și acum vorbim strict de echipa noastră, aș vrea să vină cât mai târziu sau că se poate niciodată. Sau când iar, nu va fi așa de important. Iar dacă acest recul ar fi să vină și să fie scurt, dar să am un punctaj suficient cât să mai nu emoții. Mă ducă atât de jos acel recul. Și dacă vorbeam de recul, uitați-vă la cei de la Hunedoara, care au un buget de Liga a doua, au avut anul trecut un buget de Liga a doua cu Ion Andone președinte. Au ratat promovarea care în Liga a doua. Au bătut toate echipele, tur, retur și play-off, tot. Au bătut tot. La primul baraj a bătut, la al doilea baraj a bătut turul și a pierdut în retur și au pierdut promovarea.
Ei, reculul lor s-a numit doar un singur meci și a fost unul dezastruos pentru orice om. Adică imaginați-vă să bateți, să bați tot, absolut tot și un singur meci mai trebuia să faci un egal și pe ăla să-l pierzi. Ei, reculul ăsta despre care vorbesc poate fi mai lung sau mai scurt. Eu aș vrea să vină, dacă se poate, în Liga a doua, la jocurile de pregătire. Doamne ajută să fie e așa. E mai greu până ne organizăm. Până... Să oprim puțin, bun. Alex, fotografia. Acum am glumit, da. Avem o grămadă de muncă. Ca o comparație, Vali, iată aici, echipa din Cupa României a jucat cu FC Buzău, a spus locul 3-1. Da. Aici ceva mai mulți buzoieni față de cei care se află acum. Da. Adică cei din atac deja acolo nu mai sunt. Alin Iacob. Iacob, da. Da. Așa și... E Atome în stânga, e adevărat că nu era buzoian. Zamfirescu în dreapta, e adevărat că nici el nu era buzoian. Nu mai este, da, corect, s-a dus mai sus, la mai bine. Mai aveați niște fundași pe acolo. Pe cine? Era Stănică și cu Mihăiești scrie acolo? Sau? Mihăiești, da, Mihăiești. Da. Și el e plecat. Poate, cine știe? Bălan. Poate, cine știe? Viitorul adversar, nu? Cu Miroslava. Da, Bălan, stânga și dreapta, nu știu ce scrie. Nu. Ia să ne uităm un pic. Tudorică în centru cu Stan. Așa, imediat, e că la mine aici mai mare. Ceaușul, da, era ca și acum. Șerban, buzoian, da? Bălan, buzoian, Tudorică și Custan sunt în continuare. Pavel mai era acolo față de Iacob. Atunci... Ceva mai puțin buzoieni acum. Da, haideți să luăm așa. Bălan a vrut să lase, a zis că nu face față, el și muncește. S-a retras, da. El s-a retras, da, nu a fost vorba că... Bun. Următorul buzoian, Standan, care este și care joacă, nu joacă, dar joacă. Corect, este un jucător foarte important pentru noi și niciodată... El și cu Nedelcu sunt titulari, nu? Cum ar veni? Da. Acum. El și cu Nedelcu. Bun. Sunt doi. Formă, cine? Ceaușu este... S-a accidentat etapa trecută în 90. Păcat. Stănică nu mai este, este Ghinga. Da. În stânga este Oni, care e buzoian, sau Dani. Corect, da. Etapa trecută a jucat Oni, etapa asta a jucat Dani o repriză și Oni o repriză. Deci sunt trei. Sunt trei. Apoi... Mai e pe un, da? Pe un care a jucat acum o repriză. Da. Patru. Ar mai fi portarul? Căjlariu, cel mic? Nu, Beto, el e bucureștean. A, da? De mic. Nu de mic, de voi spuneți că e buzoian. Credeam că e buzoian. Nu, deci e pe un cu unii... Cam ăștia ar fi. Cu Standan, cu Nedelcu... Și cred că tot... Cam ăștia ar fi. Nu mai merg. Bun. Și acum vorbeam de Iacob. Iacob n-a mai putut să facă, sau n-a vrut. Adică el are și servicii în continuare, da? Programul lui, adică discuția scurtă, poate trebuie să mergem în campionament. Poate a simțit și concurența ceva mai mare, nu? Nu, că nu se punea problema, noi ne-am înțeles foarte bine din punctul ăsta. Un tip serios, un tip... Iacob s-a, practic, n-a mai putut să facă programul pe care trebuia să-l facă la fotbal, pentru că avea și muncă. Apoi, cine mai erau buzini? Lungoci. A plecat la Râmnicu Sărat, nu l-a dat nimeni afară. Nici la Râmnicu Sărat. Portav, nu l-a dat nimeni afară. A vrut să plece la Râmnicu Sărat. Ce buzunar? Duțu, Mihai, S-a lăsat. Manea s-a lăsat, nu l-a dat afară. Deci eu vă spun exact cum stă situația și atunci de unde se aduc eu buzunarii? Da. Mai mulți decât sunt. Aia care au vrut să facă în continuare fotbal au rămas. Și ca să găsești buzunari tineri? Singurii care... le-am spus că nu o să-i mai țin, au fost cei doi portari, Rareș și cu Popescu, fiindcă Popescu vine după 3-4 ani, care e în lot la noi de copil și a crescut foarte puțin, iar am zis, ca să vrem mai mult de atât, trebuie să ne aducem portari care să poată să facă față presiunii și meciului de Liga 3. Ceea ce ați reușit. Iar noi anul trecut am zis să mergem doar pe ei și să... jucăm cu ei, dar au fost atâtea greșeli din partea lor încât ne-au determinat să luăm măsura asta. Deci sunt singuri. În rest, buzoienii de la Metalul s-au lăsat sau aveau servici, ori din cauza serviciilor, ori pur și simplu că... Și spune ceva, Valier, foarte important, apropo de jucătorii tineri care să vină, pe care să iei, să-i antrenezi cu lotul mare, aia bun chiar și... Da, chiar am discuții cu unii părinți de pe la juniori, întotdeauna și puiul de cioară este frumos, pentru cioară, așa și copilul oricui este văzut foarte bun, fiindcă la noi părinții, unii dintre ei, nu generalizăm, sunt foarte buni antrenori, președinți,
vor să fie pe funcția de părinte conducător la clubul respectiv. Și ceea ce e mai greu. Și da, și cred că punând presiune că îl iau la echipa mare, doar ăsta să fie motivul pentru care să-l iau. Nu se pune problema așa. Eu chiar am vrut să iau doi jucători de la LPS, am vrut să iau doi jucători și nu neapărat că erau extraordinari. Că puteau să intre într-un program de ăsta cu echipa mare, să poate pe viitor, poate ar fi fost ceva. Au zis că nu s-au acomodat. Bun. Apoi am vrut să iau patru jucători de la Metalul în cantonament. Din patru am mai mers doar unul. Unul era accidentat, unul s-a dat accidentat, iar unul a zis că pleacă în Grecia în vacanță. Cam asta e situația. Fotbalul juvenil, da. Buzoian. Iar părinții cred că pot trece de la clasa 1 la clasa 9, deodată așa. Adică trebuie să iei treptele, una câte una să ajungi. Dacă ai vreo valoare, știu eu, semnificativă, dacă ai fi talent, crede-mă că sunt primul care bag mâna în tine și te iau la echipa mare. Da. Dar nu așa, nu pe repede înainte, că nu facem treabă. Vali, vă mulțumim frumos pentru prezență. Vă dorim multă baftă. Începând chiar de sâmbătă. La sfârșitul, în decembrie să vin. Da. Să dea Dumnezeu să fim pe primul loc. Și așa, oarecum, sărbătorile să le pregătim într-o liniște și cu gândul la play-off. Pentru că, practic, apoi mai sunt doar trei etape din... Da, o poziție bună acolo care să vă oferă un program avantajos. Sper să rămânem avantajos cu picioarele pe pământ, să devenim puțin mai, știu, mai conștienți de oportunitatea care o avem în momentul ăsta de a rămâne pe primul loc și de a face un lucru bun atât pentru ei cât și pentru noi. Și un loc de apreciat până la urmă, pentru că, iertați-mă că vă spun, dar Metalul Buzău este una dintre puținele echipe care și-au câștigat punctele jucând fotbal. Da? La noi nu ne-a arbitrat nimeni, fiindcă trebuia să ne arbitreze, și pe noi nu ne-a ajutat nimeni, fiindcă trebuia să ne ajute. Dacă e să pierdem, pierdem fiindcă am jucat slab. Sau... Dacă pierdeți, pierdeți sau mâna voastră. Iar promovarea, dacă va veni vreodată, e lucru de departe, e departe lucrul ăsta, dar mai... E cu atât de mai de apreciat cu cât vom vorbi atunci, la momentul respectiv, să dea Dumnezeu să avem motivul ăsta. Da, corect. Aceasta a fost emisiunea în această seară. Ionuț Paraschiv vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Vă dau o nouă întâlnire la o nouă ediție Sport Maxim. Până atunci, toate cele bune.